Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans și de data aceasta avem sezonul nou care tocmai a apărut astăzi și se numește Dark Ages Season. O să ne uităm, dar este o... intrăm într-o eră cu medieval și cam asta e tot, într-o oră medievalistică, dacă așa se spune. Deci o să continuăm, am luat cele 25 de milioane gold, 25 de milioane elixir și 250 de mii dark. Avem o grămadă de loot, mergem la Battle Pass, acesta este Battle Pass April Season și astăzi e 1 aprilie, succes cu farsele și toate glumele pe care o să le faceți, dar nici o farsă nu o să se compare cu ziua ta de naștere. O, bine, scuzați-mi pentru această glumă proastă, dar trebuie să o spun. Deci, avem Warden-ul skin la început, în loc să fie la final, atunci ce de la final? O rună de gold. Deci, de data aceasta este un skin pe Warden care arată destul de bine, imediat o să ne uităm mult mai bine la el. Avem destul loot, avem o carte de eroi, de building, de eroi din nou și de spells. Bine, nu de building, de fighting. Și cărțile de genul, îmi pare rău pentru tine, Darius, dacă o să vezi acest episod, dar nu, nici de data asta nu o să facem Royal Champion de level 35, dar data viitoare facem, data viitoare. Acum abia am intrat și eu prima dată pe joc, mi-am luat telefon nou și aveam de bla bla bla, am consumat mod echilibrat, perfect. Stai să vedem dacă are cineva nevoie de donații, donăm și acum. Am dat 15 gemuri, bine, mergem aici. Mergem la rework, dăm la gold pe 6 euro, 200 de puncte bonus. Trebuie să luăm asta neapărat. Sper că o să mă lase și nu o să mai arate nimic altceva. Acceptăm. 6 euro. Continuăm. Confirmăm cu atingere. Și tocmai am luat battle. Nu acum, lasă-mă în pace. Dăm să cumpăr. Și m-a lăsat să cumpăr. Gold pass received. Merită foarte mult, chiar luați-l, chiar merită. Sunt foarte bune. Stai să luăm asta cu un gem. 10% bonus, 10% bonus, 10% bonus. Un gem donation și skin-ul pe Warden pe care tocmai l-am luat. O să mergem la Warden. O să mergem la change skin. Și o să-l punem pe ăsta. Dark Ages Warden. Chiar arată destul de fain. Și zboară și așa de medievalistic și gen... Ăsta, Warden-ul, chiar pare în general să fie medieval, cum ar fi cu Avalon, cu acel Merlin și ăia, da, nu știu cum se numește, The King of Avalon sau ceva de genul, Arthur, regele Arthur, da, ceva de genul și chiar e foarte bine că s-a adăugat un skin de genul, mai dăm și noi aici ce putem. După avem foarte, foarte mult loot acum și nu știu exact ce o să fac. Pe shop avem un Builder Potion și două potion normale, deci o să le cumpărăm și pe astea că la un euro chiar merge și știi cum se zice, cu un euro sau fără un euro tot săracești. Teo a zis asta și a rămas cu mine de foarte mult timp și am luat un Builder Potion și două aceste minunate... Două potion de research sunt foarte, foarte bune. Acum nu o să dăm un atac, de obicei eu câteodată dau un atac cu tot lootul acesta și chiar nu știu ce să fac acum, că n-am nici măcar un de ăsta liber și sincer nu știu ce să fac cu atât de mult loot. Mergem aici, aici avem Clan World League, da, o să înceapă imediat, World has ended, deci trebuie să dea ei start la Clan World League și după sezonul nou trebuie să facem și Dark Ages Warden Challenge. Poate o să fac și o să vă arăt. Și aceste trei challenge-uri să le faceți. Unul l-am făcut, nu prea în timp, acum ați plecat. Deci de acesta episodul ăsta nu o să fie atât de lung cum ați dori, dar am zis să-l fac de obicei. Am zis tot să-l fac pentru că până la urmă este sezonul nou și asta e foarte important. Nu știu sincer ce pot. Hai să dau o bombă. Dăm ok. Avem 10% bonus, deci sincer nu știu ce să fac. Stai să mă duc aici, să dau un boost, dau un boost și poate se face și mai dau niște gemuri, ca să folosim niște cărți sau ceva de genul, că vreau să caut, să scap cumva de acest elixir și după la final punem ce costă cel mai mult. Punem 14 milioane, 14 milioane rămâne la 13 milioane, deci ar fi cât de cât decent. Pe baza aceasta nu este nimic, tocmai am fost aici, nu știu, mai punem ăsta, deci cum am zis, când e boost-ul activat, faceți curaj frumos, noi ne lăsăm să se ridice, Clan Games nu e aici, o să mai apară în foarte mult timp, dar ce fac cu 472.000 Dark Elixir? Aici nu știu pe ce pot să fac, maxim aici dacă e să-l pun la final și îl pun pentru, sincer, nu am nicio idee, îl pun oricum pentru ceva mai, cum ar fi ăsta, chiar vreau să-i fac 274 de milioane. Dar vreau să mai păstrez și niște dark pentru King și Queen, pentru că l-am pus King-ul și vreau să se facă la level 57, după 58, 59. Aici sunt doar socialele, trebuie să fac acolo cum fac cu prietenii. Și acum doar aștept.
Nu vreau să dau un atac, chiar vreau foarte tare să dau un atac, dar nu pot da un atac la workshop, nu vreau să-l fac. După, ce cărți avem aici? Deci avem o carte de spell-uri și o carte de fighting pe care o să le folosim astăzi să scap de ele, pentru că dacă nu scap astăzi de ele, nu o să pot să le iau pe asta la Battle Pass și nu o să scap niciodată. Hai să dăm un atac pentru 20 de puncte pe baza aceasta, până se mai face cât de cât Wizard-ul ăla. Să încerc aș ataca pe partea de jos. Le pun doar la mișto, n-am de ce să vă mint, le pun doar la mișto, de unde pică, pică, de unde pică, nu pică. Asta e cam tot, mai punem și aici încă unul. Punem și aici un Baby Dragon. Și o să facă clean-up, pot să că ăsta e mijloc. Ori o să dăm o stea, ori o să dăm două stele, ori o să câștigăm, ori nu o să câștigăm. Nu prea e relevant, baza aceasta o să se schimbe și abia aștept să se schimbe. Facem un episod foarte mișto, o să vedem. O să ne axăm foarte mult pe baza aceasta din moment ce o să se facă. Dacă nu știți, prima dată când s-a băgat baza asta, când era Builder Hall 6, am fost în top 200 în România și după s-a făcut 7 și persoanele care au avut bani să le maxeze de la 6 la 7 direct au făcut asta și din păcate n-am mai putut să țin pasul, că eu cu ta Builder Hall 6 versus Builder Hall 7 maxat chiar face diferența. Și am dat 2 stele, 80% sau mai dau mai mult. Nu, doar 80%, un atac foarte bun. Poate așa câștigat, ia să vedem și pe ăsta. A dat 58% la baza asta făcută la mișto. Bine, acum că mai poate să facă, stai să vedem. 69, nu o să facă nimic, asta o să fie distrus, deci 70 maxim dacă ar da și el. Mai are cineva nevoie de sigur, Robert, o să dau niște baloane. Foarte bune, foarte frumoase, că baloanele sunt extrem de bune, mai ales la Town Hall mic. Și o să am și o surpriză foarte mare, nu acum, în câtva timp, și ar dura acel timp destul de mult, pentru că surpriza o să fie una foarte interesantă, pe care cu siguranță o să o placă. Dar până atunci, hai să vedem cât ar costa, câte gemuri ar costa, 155 de gemuri, hai frate să facem. Dăm 150 de gemuri, pentru că odată dăm și noi gemurile astea. Deci de fighting și de spells. De spells, sincer, n-am ce să fac, deci o să fac ce am spell-ul. Am folosit în sfârșit asta, n-am mai folosit asta de luni, de zile, ani de zile. Dar că sigur până la final, deci o să mai dau la fighting aici ce pot să fac. Sincer, balonul, adică nu balonul, sincer, hai să facem baby de rănu. Și am folosit și cartea asta. După, o să facem 247.000, da, l-am pus acum la făcut, 197.000 yen de ajuns, plus că mai am și pe aici puțin și o să-mi ajungă pentru următorul King Level. Plus că nu vreau să-mi-l furăște, adică ce te l-ai întrebat, Tache? Telefon foarte mișto, pompar eu. Așa, deci ne uităm la workshop, builder hall. Acum aveți noi un spell tower, archer tower, archer tower mortar și barbarian king. Acum ce să fac cele mai slabe de la mine, adică mă duc jos de tot, văd ce costă cel mai puțin și fac bombu. Deci de la level 8, 9, 10, 11, cât mai trebuie, sunt foarte multe zile. Așa că o să colectăm, o să mergem aici și să sperăm că... Și am revenit, acum continuăm. A, Juni, hai vă că, da, eu nu stau acasă, de-aia fac și episodul acesta foarte scurt, că nu știu cât îmi permit să mai fac, așa că, hai că vei ce vin, o să vin tac imediat. Aici am câștigat, după cum vedeți, a dat 70%, 64%, că atât a putut. Continuăm aici, mergem ca să termin mai rapid, că chiar îmi place. Hai că Battle Pass-ul, după banca mai mare, runa de builder, asta n-am văzut runa de builder, ce mai de pe aici? Chiar că și toate runele, una de Dark Elixir, una de Elixir normal și una de Gold. Adică, nu știu, de obicei câteodată nu dădea toate astea, câteodată nu dădea una de Dark Elixir, dacă nu mă înșel bine și asta nu-mi place. Un Dark Elixir e extrem de bun. Plus 3 milioane Gold, 3 milioane Elixir, o bază, un de-alea, de-alea, chiar îmi place. Bine, nu cred că trebuie să spună numărul acolo, dar bravo lui. Așa că o să mergem. O să vedem, nu o să mai dau pe clan pe acum. Hai să dăm și un atac la capitală și vedem ce este aici. Next ride. Mergem oriunde, că nimeni a atacat nicăieri. Atacat și noi cu o asta normală. Și doar le punem astea la mișto. Dacă nu trebuie să faci prea multe în jocul ăsta, doar dacă vrei tu să faci cât mai rapid. Dar este poți să le pui la mișto și au aproape același efect. Bine, câteodată unele spell-uri și câteodată anumite chestii poți să le pui într-o idee
poți să le pui într-un anumit fel în care poți da 100%. Adică diferența între 100% și 70% la orice, bine, nu la Clan Capital, că aici nu poți da 100% din tot. Aici e ca la Bumbici, cum i-a fost la Bumbici, de acolo au luat ideea, bine, e tot jocul lor, dar de acolo au luat ideea aceasta cu Clan Capital, când atacă cineva, să mai atace și alte persoane și rămâne progresul salvat. Adică dacă cineva atacă, tot progresul ăsta e salvat. Bine, voi deja știți că a apărut de foarte mult Clan Capital, dar eu cum am apucat teoretic recent, nu prea știu cu Clan Capital, sunt atât de multe arme, sunt atât de multe chestii noi, sunt atât de frumoase, adică bomberul ăsta, Karen-ul ăsta, știu, dar ce e asta? Tesla, dar mai grasă, am mâncat Tesla foarte mult, wow, după un egg defense ciudat, un Whiz Tower, care tot e un Whiz Tower, dar puțin mai ciudat pentru că are Super Wizard în el și dă mai multe trupe deodată. Am dat 57%. Bine, cred că dacă ai trupele necesare, câteodată poți da 100%. De-aia o să dau cancel acum, că nu vreau să mai continui. Așa, bun, nu o să-mi deranjeze nimic, și noi avem clan pic de level 8. După 27 de milioane de cult, am zis ce să fac, dar mai trebuie să fac pereții. Vreau să fac un perete, 2 pereți, 3 pereți, 4 pereți, 5 pereți, 6 pereți. Și atâta, ca să mai am și eu 5 milioane. Și după, la gold aici, aș vrea să fac cea scump. Deci cel mai scump e Spell Tower. Nu, vreau să fac asta în sfârșit. 14 milioane. 14 milioane, deci mai trebuie să dau niște pereți. Da, știu, nu vă plac pereții, dar trebuie să facem un perete, 2 perete, 3 pereți, 4 pereți. Bine, și asta se face în câteva zile, deci să nu dau prea mult. Deci atâta ar trebui să fie bine. Upgrade Weapon. Perfect, dăm și noi Find the Match. Asta că am și noi, că dacă tot suntem aici, să dăm un atac 2. Baza asta chiar e decentă. Pun două baloane, pun un electro, pun regiu și ar trebui să se ducă bine, dar vreau să se ducă spre acel gold mine, nu să se ducă în dreapta. Perfect. Continuăm, o să punem în partea de... Hai să punem partea de jos. Punem încă un electro, punem un regiu. Uitați ce bine s-a făcut abia electro de sus, a distrus și Royal Champion. Și după pot să pun aici toate pe partea de stânga. Plus că punem și Queen-ul, punem și Warden-ul, punem și Royal Champion-ul pe care o să-l facem de level 35 și o să ne scrivă și numele data viitoare când o să ajung acasă. Deci o să dăm un freeze aici. O să mai dăm încă un freeze momentan aici. Să vină și pe scatter și o să vină peste tot, practic. O să dăm și un gauge aici pe care putem să punem puțin mai bine. Punem și abilitatea la World Champion, abilitatea la Warden imediat, mai dăm aici un Freeze, mai dăm aici un Rage, ca să se facă totul bine, am luat extrem de mult loot, am luat 2 stele, dacă o să dau 70% bine. Și știu că cineva mi-a zis să fac eroi și aici ai mare dreptate, pentru că un erou, un Queen de 55, când la maxim 80, peste 30 de nivele, aproape inutilă, moare imediat, damage-ul nu prea dă, maxim abilitatea dă cât de mult damage ar putea ia săraca, că nici abilitatea nu dă atât de mult damage. Acum hai să vedem, nu a dat atât de mult loot, dar nu avem nici star bonus, o să vină star bonus-ul de evenimentul ăla în care dă 4x și după poate merge ceva. Dăm aici, am luat și ăsta încă, deci am luat toate astea să le faceți daily, că sunt foarte importante. Mereu, în fiecare zi, daily refresh sunt 24 de ore, mai ajut la 11 ceva de genul, la 11 vine Battle Pass-ul și se resetează ziua. Că de-aia și astăzi Battle Pass-ul e fix acum, că abia acum s-a resetat. Mai sta, acum câteva minute, că apare 29 de ore, 29 de zile și 23 de ore l-a făcut. Mai atacăm o dată, că tot mai avem aici și Mercy Tracker că mi-ai donat, că chiar am nevoie. Și aici nu e o bază bună, e și grea, e și loot puțin, asta e o bază bună. Chiar dacă pare grea, nu contează, pentru că noi avem electro. Și pentru lootul bun, cu electro facem orice. Chiar vreau să mă apuc bine de Clash of Clans, că e super mișto jocul, mereu mi-a plăcut și vreau odată să marsez și regula, rage-ul ăla a fost un rage atât de prost. Stai, stau Queen-ul sus, după baloanele, după să punem și toți electro, Warden-ul, Royal Champion-ul. Sper că mă auzim bine, sper că mă auziți chiar foarte bine, nu știu, n-am testat nimic ca sunetul, am putea să fac mai rapid acum cât îmi permit, că după nu mai făceam și sezonul nou, noi să nu facem, iese ceva. Punem aici și un freeze, mai punem aici un freeze, mai punem aici un...
Rage și sper să se distrugă, adică, da, World Champion a dat invizibil spell-ul ăla de la Spell Tower, chiar că să le fac probleme. Wizard roșu, pentru că e maxat și am și eu Wizard maxat, chiar acum am realizat. Și bine că avem Queen, vedeți? Dacă n-aveam Queen, nu contează ce level, nu o să luăm acest Town Hall, pentru că a fost invizibil spell-ul de la Spell Tower și asta mă deranjează enorm. Spell-ul ăsta, Spell Tower, este foarte, foarte pe am la 400.000 gold, e foarte bun. Plus ăla 300.000 de la Titan. Acum dăm și noi train. Acum am făcut tot ce s-a putut. Acum, dar în continuu. Și aici se putea mai bine. Sper că a plăcut episodul. Îmi pare rău că a fost atât de scurt. Îmi pare rău că m-am bălbit foarte mult. Dar ne vedem data viitoare. Ce am să nu las așa fără episod, fără Battle Pass. Și luați Battle Pass-ul, merită foarte mult. Și ne vedem data viitoare la următorul episod de Clash of Clans, în care o să facem Royal Champion-ul de level 35.